Da, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa în stare de urgență. Și e din ce în ce mai multă urgență. Și o să încep emisiunea asta cu un gând care îmi vine din ce în ce mai des în cap. Se zice că adevărata putere a sufletului unui om, adevărata calitate lui interioară, se vede în stare de criză. Adică atunci când e problema gravă, când e situația de urgență, când e necazul mare pe tine, atunci se vede cât de mult îți iei crucea. Că tot am fost ieri în Duminica Crucii și s-a vorbit de luarea crucii. Adică știi că e ca la creștinism. Adică creștinismul este suma tuturor principiilor care pot exista pe fața planetei, pentru că mai mult de Dumnezeu ce să fie. Dar ideea este așa, că mulți sunt creștini când e vorba de credință, de asta, știi? Mulți sunt creștini. Aia când e vorba de luat crucea, acolo se vede cât ești de iubitor de Dumnezeu. Așa și acum. Când suntem liberi, ne-am învățat în societatea asta consumistă să umblăm, să alegăm, să consumăm, să facem ce vrem noi. Era asta, libertate, te iubim, pentru tine noi murim, știi? Bun. Dar stai puțin, că mai sunt și niște lucruri. Sunt niște lucruri, unele socotesc foarte grave. Cine n-a prins vremea lui Ceaușescu are probleme acum. Cine a prins vremea lui Ceaușescu, acum e nimic. Păi știți cum era pe vremea lui Ceaușescu. Avem ordonanță militară numărul 2. Ordonanța militară numărul 2 pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Eu nu mai pot cu asta, cu COVID-19. Hai să deosebim. Virusul ăsta nu e COVID-19. COVID-19 e boala. Adică e COVID, boala generată de virusachii ăsta, coronavirus, în anul 2019. De inițial am luat și eu plasă, cum să spune, am crezut că e a 19-a generație de coronavirus. Nu, e a doua. E SARS-CoV-2, așa se cheamă virusul ăsta. Și el a apărut din păcatele noastre. Foarte mulți au comentat când au auzit mesajul acela al înalt preasfințitului Teodosie, care a zis că e o bătaie a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Păi, hai să o luăm logic. Atâta libertăți și atâtea iurele avem în cap, că noi credem că putem să facem orice. Adică, mintea noastră e... Și ne-am apucat noi să mâncăm lilieci. Era ultima chestie pe care o mai mâncai pe fața pământului, frate, că ăia în China mănâncă temir ce? Păi ce credeți că iese când mănâncă un om, un animal care genetic nu este compatibil cu omul și, doi, mai are și vreo boală? Și uite, așa s-a transmis probabil boala de la animal la om, a suferit o mică modificare genetică și ne-am trezit cu coronavirus. Și acum trebuie cumva să oprim nebunia asta, pentru că am văzut și ideile astea, teorii conspiraționiste. Domnule, ăștia ne bagă în casă că vor să facă nu știu ce cu noi. Nu! E o logică foarte simplă, dar mie îmi pare rău că și autoritățile comunică la fel de eficient precum zborul cu zepelinul în ziua de azi, știi? Adică ca să zbor cu zepelinul de la București la Constanța, cred că ți-a mai mult decât ai lua-o pe jos, dacă mai bate și vântul împotrivă, știi? Așa și ăștia comunică. Deci, am auzit sâmbătă seara un comunicat de la domnul Vela, ministru de interne. De prima dată n-a înțeles nimeni nimic. După aia au trebuit să vină precizări suplimentare. Dar ideea e clară. Trebuie să limităm răspândirea virusului. Cum? Păi, limităm contactele umane, n-avem ce face. Și pentru că oamenii sunt învățați liberi, așa și, a? Mai băgăm niște restricții. Și pentru început... Pentru început, că eu cred că va fi și mai așa, se închid magazinele din mall-uri, se închid cabinetele dentare, pentru că se lucrează acolo cu foarte multă salivă, și rămân deschise mall-urile doar pe partea de alimentație, adică cum ar veni supermarketul din mall. Circulație. Avem o mare problemă cu circulația. Deocamdată spunei că circulația se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii coronavirusului și se evită formarea oricărui grup de persoane, se și înțelege ce este grup de persoane,
alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună. Dacă ai o familie de 7 inși, poți să ieși liniștit pe stradă. Dar nu e voie de grup de 3 persoane care locuiesc separat, care nu locuiesc împreună. Și acum începe partea interesantă a ordonanței. Putem să circulăm pe spațiu public numai din niște motive bine întemeiate. Ziua, între 6 și 22, deocamdată motivele sunt cu recomandare. Dar o să-l auzim noi mai încolo pe domnul Raed Arafat, care a zis că măsurile recomandate ar trebui să fie considerate obligatorii. E o tactică aici a autorităților care iau măsuri din treaptă în treaptă, dar dacă închizi totodată, chiar că isterizezi lumea, nu înțelege, nebunie, și așa mulți nu înțeleg ce se întâmplă cu ei. Și atunci iei niște măsuri din treaptă în treaptă. Obișnuiești lumea puțin cu condiția limitativă, după care mai strângi un pic șurubul cum ar veni. Deci, ziua ni se recomandă să circulăm doar pentru următoarele motive. Deplasare în interes profesional, deplasare pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază, atât ale noastre cât și animalelor de companie. Na, uite că a ajuns animalul de companie în drept cu omul, frate. Precum și bunuri necesare de desfășurarea activității profesionale. Deplasare pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță. Deplasare din motive justificate. Adică trebuie să ai niște motive. Precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori, Doamne ferește, deces al unui membru de familie. Deplasări scurte în apropierea locuinței gospodăriei pentru activitate fizică individuală sau nevoile animalelor de companie. Asta ziua, ca recomandare. Problema începe să se strângă și de aia zic, mie mi se pare că motivele astea o să devină oarecum restrictive și ziua. Noaptea însă motivele astea devin cu hârtie. În intervalul 22-26, circulația în afara locuinței sau gospodăriei este permisă numai pentru motivele previste la articolul 4. Deci până ziua poți și pentru motivele astea, poți și pentru altele, noaptea numai pentru aceste motive și pentru verificarea motivului, autoritățile ies deja, de asare toată poliția, jandarmeria era pe stradă, trebuie să ai niște documente justificative. Legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau declarație pe proprie răspundere. Modelele le găsiți pe site-ul Inspectoratului de Urgență, le-a prezentat și presa, se găsesc, nu este o problemă. Trebuie să prezentați această declarație în prealabil, adică să o aveți deja la voi, nu completat atunci pe loc. Ce trebuie să cuprindă declarația și așa mai departe, excepții, nu citim acum toată ordonanța. Ce ne interesează mai tare? Că până acum a fost de ordin general civic. Ne interesează că slujbele de la biserică suferă niște modificări nemai întâlnite, probabil, în istoria post-decembristă și poate și înainte, nu știu. În istorie n-am găsit astfel de situații la nivelul ăsta, adică la nivelul unei țări întregi, interzici slujba cu public. Zice că se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, au mai relaxat-o, adică până acum ne aveam voie înăuntru. Acum avem voie înăuntru, dar fără public, doar slujitorii slujesc, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass media sau online. Dacă ai un eveniment bisericesc, privat, gen botez, cununii, înmormântări, pot participa maxim 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi, la domiciliul acestora. Da. De aici, mergând pe firul poveștii, pentru că la început a fost mare confuzie și foarte multe întrebări, domnule, dar ce facem? Cum facem? Ce facem? Mai avem voie aia? Nu mai avem voie altă? Patriarhia Română a dat un comunicat în care anunță noi măsuri privind slujbele și activitățile sociale bisericești. Și avem pe puncte următoarele chestiuni, le citim, după aia comentăm. La toate parohiile, Sfânta Liturghie, celelalte slujbe se oficiază în lăcașul de cult de către slujitorii bisericiști, adică preoți, diacon, cântăresc, paracliser, fără participarea publicului, adică a credincioșilor, mireni. Slujbele pot fi transmise online. Asta cu online nu o să discutăm noi mai separat cu ea. Ideea este că trebuie să lași cumva omului
accesul să audă slujba. Da? În mănăstiri, la fel, slujbele se oficiază de către slujitori în biserică, în prezența membrilor comunității monahale, dar fără participarea publicului. Deci nici la mănăstire nu mai merge să mergem. Asta cu unde putem urmări la patriarhie, la nivel de patriarhie, noi avem și noi Radio Dobrogea. Se păstrează aceeași idee că ai dreptul la slujbe individuale cu maxim 8 persoane. Patriarhia ne mai recomandă să menținem legătura prin telefon cu preoții de la parohie și cu duhovnicul pentru, să zicem, nevoi spirituale personale. La solicitarea credincioșilor, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioșilor pentru convorbiri duhovnicesc, spovedanie și împărtășanie, cu respectarea normelor de protecție, mască și mânuși sanitare. Adică ideea este clară, nu mai putem oficia slujbe în lăcașurile de cult, dar putem să mergem la domiciliul credincioșilor să le oficiem acolo spovedanie, împărtășanie, dacă solicită, mai ales că suntem în perioada postului mare, o perioadă cu ample reverberații în acest domeniu. De asemenea, o măsură pentru prezența la domiciliu celor bolnavi. La intrarea în locuința credincioșilor, preotul va utiliza încălțăminte de unică folosință, mască sanitară, se va spăla pe mâini cu apă, săpun și cu dezinfectant, va folosi doar o carte de cult și epitrahil, trusă liturgică, obiecte care vor fi atât anterior cât și ulterior dezinfectate. Foarte important, nu uitați să aveți declarația la dumneavoastră. Inclusiv noi, biserica, trebuie să avem declarații pe proprie răspundere și de la angajator. Cancelarea Sfântului Sinod ne anunță că săvârșirea tainei Sfântului Maslu de obște se suspendă. Dar credincioșii sunt îndemnați în zilele de miercuri și vineri să citească acatistul Sfinților Vindecători. Spiridon, Nectarie, Deeghina, Pantelimon, Paraschiva, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou și așa mai departe. Repet, care este ideea? Să rupem contactul, să limităm la maxim contactele între persoane, pentru că virusul ăsta se ia prin contact, direct sau indirect. Zona vizată fiind secrețiile salivare, da, nazale și așa mai departe. E un virus respirator. Trăiește în aparatul respirator. Nu, slavă Domnului, nu se ia prin sânge. Autoritățile au și solicitat să nu oprim donarea de sânge, pentru că la ce va fi în spitale e nebunie, e nevoie de sânge. Deci nu putem să stăm închiși de frică în casă. Observ, și o să discutăm mai departe puțin emisiune, observ cum panica îi trimite pe mulți într-o zonă de exagerare, de hiper frică. Adică acum devenim isterici, devenim iraționali, facem acuze, o să discutăm imediat, aveți răbdare. Ce mai spune Sfântul Sinod prin comunicatul de presă? Dacă aveți probleme, dacă aveți niște simptome, dacă ați intrat în contact cu persoană diagnosticată cu noul coronavirus, trebuie comunicat în scris sau telefonic superiorului sau ierarhic situația în care se află. Anunțați imediat autoritățile sanitare, respectați procedurile și în celelalte puncte suntem recomandați să respectăm ceea ce spun autoritățile, pentru că aceste măsuri au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul nostru. Viața, sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu. Noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. Ideea este următoarea. Virusul ăsta face ravagii la cei care sunt bătrâni, cu boli cronice și așa mai departe. Dimineața vorbeam cu cineva care a discutat în Spania cu un preot infectat acolo. Era preot la un centru de bătrâni, s-a infectat acolo, e și el căzut la pat. Zice că îl doare cumplit. Virusul se manifestă de la om la om. Îl doare cumplit. Când picioarele, când capul, când plămânii, când stomacul, când rinichii, când toate alea îl dor. Pentru că este un virus care n-are, s-a găsit un protocol. O să vorbim și de această schemă de tratament. Hai să vedem care e schema de tratament pentru coronavirus, că autoritățile au dat
publicității, o schemă de tratament pentru adulți. Se folosesc niște, o combinație de medicamente, da, lopinavir, ritonavir, Tamiflu, Plaquenil și se și specifică cum se folosesc acestea pentru a rezolva problema. Dar problema nu se rezolvă așa simplu. Noi trebuie să înțelegem un lucru, că iubirea de aproapele presupune și grija față de celălalt. Nu trebuie... Bun, să zicem că noi nu pățim nimic de la virusul ăsta, că s-a spus pe diferite canale, domnule, unii l-au simțit ca o banală răceală, unii l-au simțit cu durere, cum a spus părintele acesta din Spania, alții, Doamne ferește, avem și noi deja 3 decedați, avem 3 decese până acum, toate cu probleme, cu complicații, da? Deci vorbim de diabet, hipertensiune arterială, afecțiuni cronice, cineva suferea de cancer, trebuie să înțelegeți așa. Virusul ăsta este o problemă în plus adusă organismului. Problema este respiratorie. Adică ce se întâmplă? Se inflamează plămânii, alveolele pulmonare, el acolo acționează, nu mai respir cum trebuie. Ne mai respirăm cum trebuie, pe lângă senzațiile alea de sufocare, de arșiță, de ce simți tu. Ideea este că nu ajunge suficient oxigen în corp, în sânge. Dacă organismul nu are suficient oxigen, intră în dezechilibru. Eu cred că explic așa, oarecum inginerește, cât am înțeles și eu de pe la medici. Dacă ai o afecțiune suplimentară, ești cumva, cum s-ar spune, pe marginea gropii, că e o expresie la noi, la români, virusul ăsta doar vine și îți dă un impuls. Pac! Știi? Te împinge. Pentru că o afecțiune în plus, pe lângă un organism deja intrat în boală, o afecțiune în plus poate pune mari probleme. Apar complicații. Cei care n-au probleme de sănătate, sigur că vor suporta boala mai ușor, mai dificil, depinde de imunitatea fiecăruia. Unii spun că n-au simțit nimic, statisticile spun că la bebeluși cel puțin nu e o problemă, ei având o imunitate mai bună. Adică virusul ăsta e ceva între și între. Dar, teologic vorbind, virusul ăsta este palma lui Dumnezeu dată nouă, pentru că noi înșine ne-am strâmbat cândva la Dumnezeu. Dar constat cu surprindere că mulți oameni nu înțeleg asta. Dimpotrivă, am văzut o isterie pornită mediatic, după ce săptămâna trecută a fost așa, a apărut încălzirea, domnul Emil Moise, domne. Domnul Emil, mai știți, domnule, pe Emil Moise din România? Hai că de ani de zile n-ați mai auzit de el. Ăla care era cu icoanele în școli, că să scoatem icoanele. Ăla care s-a luptat până la CCR și înapoi să scoată religia din școală. Cruciatul ateilor, așa l-aș numi, știi? Cruciatul ateilor. Domnule, a mai găsit un motiv să se ia de biserică. Lingurița, domnule. Deci lingurița a nebunit presa. Pe unde te uiți, linguriță, linguriță. Vine Emil Moise și zbiară în gura mare că lingurița e caz penal, că transmite prin salivă, că a făcut plângeri penale, că deci omul și-a găsit menirea în viață, știi? Ăsta când e vorba de ceva de biserică, sare în sus și atacă biserica. Bun. Înțeleg că nu s-a limitat doar la a da din gură domnul Emil Moise. A făcut plângeri penale, pe unde a apucat, pe unde n-a apucat. A sesizat organele statului, că ce se întâmplă. Adică, îți dai seama, în toată nebunia asta coronavirusul, avem o grămadă de probleme. Economia o să... Deci, v-am spus în emisiunea trecută, o să fie o criză economică cruntă. Așa că asta cu izolarea în casă și cu începutul, să vezi când te izolează la buzunar, atunci să vezi. Deci ăsta și-a găsit și ăsta rostul. A, s-a plâns pe la autorități. A zbierat pe unde a putut. A făcut hârtie, adrese, că domnule, să facem ceva cu lingurița, domnule, că răspunde. Biserica e vinovată că răspândește virusul. Deci biserica răspândește virusul. Eu nu știu, pe mine nu ăsta a trăit pe sub pământ până acum, că eu am scris un pamflet. Eu la un dat am încercat să-i răspund când ne-a atacat pe noi aici la Constanța, că am împărtășit credincioși și am încercat să-i explic o chestie de bun simț. Nu poți să riști să lași pe alții să vină cu lingurița de acasă. Pentru că nu știu pe unde a umblat lingurița aia. Adică, bun, ne facem probleme
că lingurița asta ar putea avea virus. Dar de unde știu eu cu cine, cu ce virus îmi vine credinciosul la potic? Bine, acum s-a rezolvat problema. Deci, domnule Emil Moise a rămas fără obiectul muncii de începând de azi. Pentru că dacă nu mai facem slujbe cu credincioși în biserică și mergem și împărtășim acasă, s-a rezolvat problema. Nu mai e transmisie din gură în gură, ce zice el acolo. S-a rupt și lanțul ăsta, a rămas iar fără obiectul muncii Emil Moise. Cine a gândit-o pe asta a fost inteligent, din punctul ăsta de vedere. Dar problema e alta. Eu nu pot să risc să vină alții. În plus, mă tot amenință sau ne tot amenință și am văzut o grămadă de știri cum incită presa, știi, la ieri. S-a dat ordonanța aia, dar ea avea termen de aplicare începând cu publicarea monitor oficial. Până nu se publică monitor oficial, mergeam pe sistemul vechi. 100 de credincioși în exteriorul bisericii. Mamă, înjurături în presă că s-a dat ordonanța și ăștia încă fac afară popii, titluri criminale. Ia uite aici. Nepăsare criminală la Mitropolia Cluj, în plină pandemie, oamenii sunt împărtășiți cu aceeași linguriță. Dom'le, hai să o luăm altfel. Că văd că aia cu pamfletul n-a gândit nimeni că totuși e o problemă dacă vii cu altceva la potic, că nu știi cu ce vine. Hai să o luăm penal, așa, puțin avocățește, la cât mă pricep eu la drept, că mult nu mă pricep, dar cât mă duce pe mine mintea. Acuza penală care e, domne? Că răspândești virus. Cum demonstrăm că se răspândești virus? Avem o expertiză? Avem o dovedire științifică? Emil Moise invocă faptul că i-a zis lui Institutul de Sănătate Publică, sau cine? A zis ceva cu titlul, Institutul de Sănătate Publică, punct, era titlul. Hai să ne uităm, da? Așa era titlul. Virusul ucigaș se transmite... Ucigaș, băi, nu virusul omoară, nenea Emil Moise. Omoară complicațiile de la virus dacă ai alte boli. Ăsta săracul nu e ucigaș, dar, mă rog, hai că să vă aprindem flacăra anticlericalismului, să tragem în biserică cu toate poveștile nemuritoare. Dar zicea el undeva că i s-a zis de la o oficialitate... Așa, s-a adresat serviciului Telverde al Institutului de Sănătate Publică. Răspunsul este că, ce a zis? Ritualul pe care îl practic în aceste zile de pandemie, Biserica Ortodoxă Română, de folosirea unei lingurițe din același vas, transmite virusul. Are el chestia asta certificată oficial. Dar cine a demonstrat? A zis-o așa institutul, un nene de la institut pe telefon? 2. Hai să o luăm și altfel. Dumneavoastră știți că domnul Emil Moise, la el mă refer, știți că lingurița asta e partea unui ritual prevăzut în statute, în canoanele bisericii și la o adică prin hotărâre de guvern e certificat? Adică nu că facem noi asta că vrem noi. Noi am făcut un statut al bisericii hotărât de guvern. Bun, să zicem că ar fi o problemă cum se stipulează, că problema asta ar fi lingurița. Domnule, ca să schimb lingurița, pe cale lumească, domnule Emil Moise, că dumneavoastră văd că aici aveți probleme, pe cale lumească, ca să schimb lingurița, trebuie să schimb statutul. Trebuie să schimb canoanele. Adică ai niște modificări de făcut, nu e așa simplu. Deocamdată, Biserica Ortodoxă Română, nu știu dacă a primit, poate cei de la Patriarhie, pe la noi pe aici n-a ajuns și sper să n-ajungă. Nu am avut o solicitare oficială din partea autorităților să schimbăm lingurița. Adică lupta asta anticlericală cu preoții, băi, știi, am înțeles, ideologie, clămpăneală, lololo, vorbologie. Bun, dar asta e așa că dacă vorbim de lege, păi s-o facem după lege, nene, că suntem stat de drept. Mi-a plăcut foarte mult, fac o paranteză. Am înțeles că un părinte din Grecia, un mitropolit, a fost arestat că a chemat lumea la biserică. A deschis catedrala, acolo e interdicție totală. Nici slujbă, nici public, nimic. La ei e mai rău ca la noi. Deci, slavă Domnului, noi stăm bine. Încă putem să vârșim slujba, încă avem această mânghiere. Că nu oprim jertfa cea fără de sânge. Dar acolo a fost arestat părintele mitropolit, Serafim. Îl cheamă, că a instigat la neascultare, la de-asta dosar penal, nu știu ce. Mi-a plăcut
extraordinar răspunsul părintelui. A zis că pe cale legală el n-a fost informat că trebuie să facă treaba asta. A dat vina pe Arhiepiscopia Greciei, care a zis, nu mi-a trimis nimic oficial. Păi, dacă avem stat de drept, hai să avem stat de drept, nu? Perfect. Polițiștii s-au prins repede cu ce au de-a face și au zis, bine, bine, i-au dat drumul, deci ăștia care propagau știrea asta au arestat un preot, e adevărat, l-au reținut, au rezolvat problema, i-au dat drumul. Părintele este mitropolit, este liber la ora asta, i s-a pus în vedere să nu mai facă. Da, eu vorbeam aici de răspunsul haric al părintelui mitropolit, care a zis, băi, vreți pe bază legală? Gata, mergem pe bază legală. Nu am fost informat oficial. Nu am fost informat. Așa și aici. Criminal, nu știu ce, deci beagă ăștia, aproape ne-ar strânge de gât, am văzut. Deci asta este instigare la violență. Este ce se întâmplă aici, în titlul ăsta, pe adevărul, preoții ar trebui închiși. Asta este instigare la violență. Nu presa stabilește cine închide și cine nu. O instanță stabilește. Da? Eu am o problemă câteodată cu o parte a redacției de la Adevărul care are instigări de asta anticlericaliste. Nu dumneavoastră stabiliți, domne, cine se... A, că cităm pe cineva. Păi cităm, dar noi repede îi dăm drumul la idee. Adică și noi propagăm ideile altora. Nu, 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 să stabilim legal. Nu am avut vreo solicitare de la autorități în sensul ăsta, da? N-am avut. Nu ni s-a spus nimic, nu putem modifica cultul că vrea X, Y, Z în țara asta. Totuși, suntem într-un stat de drept. Nu funcționăm, domnule, că vrea X-ulescu să schimbe o lingurița brusc acum. Iete, n-o schimb, până nu se stabilește de către Sfântul Sinod. Eu nu pot, vă înțelegeți că orice instituție a regulile ei, nu pot să încalc o regulă a instituției mele, că vrea Emil Moise. Da, poate să vrea Emil Moise și zborul cu zepelinul. Poate să vrea Emil Moise și învârtitul mămăligii în, nu știu, în Marea Neagră. Habar n-am. Poate să vrea Emil Moise orice. Eu ascult de ierarhii mei. Punct. Deci instigările astea anticlericaliste, isterizeala asta contra bisericii, rușinică, frate, rușinică. Adică, bun, am înțeles, vă dați arama pe față, nicio problemă, dar voi nu mai trăiți în stat. Nu e asta singura problemă, nu mai trăiți în statul de drept. La fel se întâmplă cu hashtag pe spațiu public, la fel se întâmplă cu să vină procurorii să vă ia nu știu ce, iar când e vorba de ai noștri, ne facem că plouă. Adică genul ăsta panicardo, unilateralo, securistico, isteroid, nu mai știu cum să-i zic, știi, care se propagă, băi, asta nu e în regulă cu ea. Adică ce fac? În numele democrației instigăm la violență sau ce? Preoții ar trebui închiși. Ia auzi, bă, în baza a ce? Că ziceți voi? Hai să ne lămurim un pic, adică, da, eu înțeleg, stat de drept, avem reguli. Are Institutul ăla de Sănătate Publică, cum zice domnul Emil Moise, o problemă, că i-a zis lui la telefon, da, domnul Moise, dar nici nu știu dacă este așa, că el de fapt vorbește din dreptul lui, eu n-am un citat al institutului. Zice el pe gură că i s-a zis, da, nu văd o hârtie, nu văd nimic, i s-a zis pe telefon. E ca a mai zis unul odată că încrederea românilor a scăzut la 50%, așa, a zis-o pe gură la o televiziune și de acolo au preluat-o toți securiștii contra bisericii, dar n-am văzut document, n-am văzut un studiu științific, că vin ăștia cu știința, domnule, știința la linguriță. Păi bă, dacă e cu știința, hai să o luăm pe statul de drept. Avem o solicitare, avem o hârtie, avem o lege, adică ce facem aici? Fiecare face ce vrea în statul ăsta de drepți? Că așa am ajuns. Stat de drepți. Eu înțeleg. Eu n-am o problemă cu a dezbate. Am mai spus-o și o spun întotdeauna. Eu dezbat orice problemă. Sunt deschis oricărei discuții. Mai deschis ca Dumnezeu n-am văzut pe niciunul în viața mea, de-aia încerc să-i urmez lui. Dar dacă discutăm, fraților, hai să discutăm calm, așezat, respectuos, nu cu de-astea, domnule, ca pe vremea colhozului stahanovist comunist. La pușcărie cu popii. Ce e asta, domnule? E, uite, ăsta e motivul, m-am întrebat unii, bă, dar de ce nu mai scrii pe la Adevărul? Pentru că atmosfera din redacție a devenit irrespirabilă. Da? Păi suntem, a, bun,
suntem în democrație, stăm cod la cod cu redactorii anticlericaliști și da, îți dai seama, domnul redacție el face muzică, adică despre ce vorbim aici. Altă isteroidă, pe aceeași publicație. În timp ce megafoanele poliției transmit mesajul stați acasă, lumea dă buluc la biserică. Păi, bulucul de care vorbiți voi, că nici măcar nu-i buluc, trebuia să fie sub 100 de persoane, a fost în timp legal. Ordonanța a intrat în vigoare de la publicarea Muntor Oficial, care înțeleg că a fost ieri mai după prânz, așa. Deci, terminați cu securismele astea, cu stalinismele astea, cu... Da, stalinisme, nu mă feresc de cuvinte. Staliniști, ăștia care ne-ar strânge de gât, ne-ar băga în închisoare, ne-ar risipi prin vânturi, ar fi în stare să dispărăm cu totul, bă, ăștia sunt staliniști de-a dreptul. Că știi cum e, ori muri ele epocile politice, dar nu mor apucăturile. Ai, nu mor apucăturile. M-au luat și pe mine unii la rost pe Facebook. Ia zi, bă, părinte, cum e cu asta? Băi, e ca în statul de drept, mă. Deci câtă vreme nu văd o schimbare oficială, legală, că vă iau cu statul de drept, că văd că altfel nu mă înțeleg cu voi, că voi sunteți aia, statul de drept, statul de drept. Băi, până statul de drept nu-mi zice legal, prin decizia mea a sinodului, care numai sinodul are dreptul să modifice cultul. Nu fac nene nimic. Problema e alta. Mă, n-ai încredere că sunt virus acolo la potir sau nu știu ce te sperii tu. Stai, mă, nene, acasă. Stai acasă. Nu m-a acuzat pe mine de favorizare, de transmitere de virus, că n-ai nicio bază legală. O să mai scriu un articol pe Adevărul zilele astea, văd eu cum, în care o să explic lui Emil Moise că bate câmpii cu succes. Nici în statul de drept și nici în statul de drepți, poate în stalinism, o sta în picioare ce spune el. Pentru că n-am bază legală. Eu nu, fraților, să ne înțelegem bine, eu nu mă mișc în biserică cum vrea domnule Moise, pătrarul sau mai știu eu cine. Nu! Eu mă mișc după lege, că ăștia sunt toată ziua cu legea, cu legea, cu legea. Bun! Ne mișcăm după legi. Vine unul și zice nu știu ce idee pe la televizor și urlă. Da, bun, e dreptul lui să urle, am și eu dreptul meu să urlu aici, poftim, urlăm fiecare în dreptul lui, oamenii se uită speriați la noi. Hai, domnule, să facem treaba liniștit și asezat. Bun, acum dilema s-a terminat. Deci, elegant, frumos, într-un fel de asta cu lingurița extraordinar rezolvată foarte bine. Gata, domnule, mergem la dumneavoastră acasă, cum a zis Patriarhia, ne sunați, venim la dumneavoastră, vă spovedim, vă părtim. S-a terminat, domnule, cu isteroizeala asta, plimbatul linguriței din gură în gură, că vă dați seama, să mergi pe linia statului de drept, vrea Moise o decizie de sinod cu lingurița. Băi, domnul Moise, dar dumneata, domnul Moise, că ești profesor, că știi, aici se vede istericalele uneia. Domnule, dumneata, la școală faci ce te taie capul? Sau respecti ce spune instituția de învățământ? Că înțeleg că ești profesor. Nu respecti ce spune inspectoratul, ce decide ministerul? Nu ești și tu într-un sistem care are niște reguli, niște coordonate, niște canoane, să-i zic așa. Faci tu ce te taie capul la școală? Dar ce, bă, e singur pe planetă? Așa se văd ăștia isterici. Știi, bă, ăștia sunt singur pe planetă. Eu și planeta mea fac ce vreau. Stați, nene, cali, potoliți-vă, gândiți... Respirați, inspirați și respirați. Slavă Domnului că mai avem acest dar. Hai, calmați-vă, ca să putem vedea ieșirea din criză. Că dacă ne isterizăm, nu vedem nicio ieșire din criză. Și mă bucur că, uite, din România vine o veste care mă mângâie cumva sufletește. Se spune că românul e inventiv. E, recunosc. Uite, militarii români au creat o izoletă 100% românească. Știi că acum e cu izoleta. Chiar râdeam aseară cu cineva, discutam, zic, băi, ăștia afaceriștii care sunt acum cu economia de piață cu asta, ăștia n-au mirosit oportunitatea. Plimbare cu izoleta. Cine vrea? Să vadă cum e. Doamne ferește. Sigur, există în gena noastră, a românilor, hazul de necaz. Adică, da, domnule, avem necaz, dar mai facem și haz de el, domnule. E modul optimist al creștinului de a zâmbi de pe cruce. Pe cruce trebuie să zâmbim. Ăsta e harul creștinismului. Ăsta e harul lui Hristos. Zâmbim de pe cruce. Nu e o tragedie.
Mai aveam un prieten pe Facebook care comentam și analizam diverse și am zis, băi, și dacă murim? Ce a ta? Vine învierea, care e problema? Hai să nu ne isterizăm chiar atât de tare. Da, Doamne ferește, nimeni nu dorește. Da, până la urmă, știi cum e, dacă Dumnezeu vrea să te ia, băi, nu mai așteaptă coronavirusul. Te ia de acilea, acum, pac, pac, acum vorbim, mâine cine știe dacă ne mai vedem la emisiunea asta? Nu știm niciodată. 14 zile până vine, în 14 zile până vine coronavirusul. Hai să mai și zâmbim puțin de necaz. Și de asta zic cu izoleta. N-au sesizat ăștia oportunitatea. Plimbări cu izoleta. Bine, acum prea ai voie să te mai plimbi pe spațiu public, dar mă gândesc că era o oportunitate de afaceri. Acum, sigur, trecând la partea serioasă, uite, România au inventat ei o proprie izoletă. Cercetătorii militari români au pus la punct o targă izolată pentru transportul în siguranță al persoanelor infectate cu noul coronavirus. A fost realizat sistemul într-un timp record, a fost botezat BioEvac. Targa românească a fost testată și omologată în perioada 18-19 martie și să vedem și niște imagini cu targa. Da, hai să le dăm un full screen aici. Are un sistem de ventilație interesant, are posibilitatea de a interacționa cu pacientul, are niște mânuși din acelea, ca la, cum îi zice, ca la incubator. Na, uite, mânuși ca la incubator, să poți interacționa cu pacientul. Deci foarte interesantă chestiunea asta și mă bucură. Mă bucură treaba asta că în vremuri de panică, de isterizeală, de astea, știi? Bun, sunt oameni așezați care gândesc, știu ce au de făcut, își văd de treaba lor. Asta este atitudinea corectă. Hristos zice în plină panică, știi, în plină panică, Hristos a zis ucenicilor, pace vouă. Vă dați seama, deci, momentul ăsta din creștinism pe mine m-a marcat foarte mult. Când am citit prima dată Evanghelia, eu știi, la prima vedere, când ești pe calea credinței, multe lucruri ți se par la locul lor, ai întrebări, te întâlnești tu, firea ta umană căzută se întâlnește cu firea divină, știi? Și ies acolo niște contradicții. Băi, stai puțin, cum adică Dumnezeu zice așa și așa și așa? Pe mine, ai mie momentul ăsta, deci era momentul ăla de tensiune, știi? Hristos răstignit, cum ar veni poliția cu ochii pe ucenici, că Petru aș fi fost luat la întrebări prin curtea templului, știi? Adică era o tensiune maximă. Stăteau închiși în casă, mai rău ca acum. Stăteau de frica iudeilor, zice Evanghelia, știi? Stăteau închiși în casă și vine Hristos în bucuria învierii sale, așa, și zice, pace vouă! Cum ar veni prima reacție? Frate, noi avem aici o problemă, dârdie cămașa pe noi și tu vii cu pace. Da, pace. Dacă am trecut la izolet. Pace vouă! Și la prima vedere, sigur că ești... Băi, ce se întâmplă? Păi aia se întâmplă. În fața necazului trebuie să fii calm. Trebuie să ai pace. Ca să vezi și ieșirea din necaz sau să ai puterea de a îmbrățișa crucea cum trebuie. Pentru că altă cale nu există. Dacă faci altfel, te vei pierde sigur. Adică e... Nu trebuie să ne panicăm. Starea asta va ține probabil 2-4 săptămâni. Hai să o luăm logic. Cât poate să ne țină ăștia... legați, închiși și așa. Nu pot ține prea mult, pentru că intră dacă nu dezvoltă repede niște metode, niște astea, intră economia serios în colaps. Adică hai să ne comportăm ca și cum mai văd astea. Vai, au interzis liturghia de tot! Nu e așa. Nu s-a interzis liturghia. Slavă Domnului, nu suntem ca în Grecia, eu nu știu ce se întâmplă pe acolo, cine decide, cum decide, să ne bucurăm că ai noștri sunt echilibrați. Pe de altă parte, sigur, e o stare de criză. Hai să ne închipim că suntem în război. Păi ce, mă, în război mai facem cum eram noi obișnuiți, că e și asta o problemă. Am citit la Răzvan Bucuroiu pe Facebook, foarte interesant, că avem așa un fel de obicei liturgic, ne-am obișnuit că liturgia trebuie să fie într-un anume fel. Nu, liturgia poate fi în toate felurile. Poate fi în peșteră, poate fi în pădure, poate fi oriunde făcută. Nu neapărat cu festivismul și simbolismul și frumusețea actuală a liturgiei în Sfântul Lăcaș. Uite că putem să o facem și mai restrâns așa, putem să o facem și mai nu știu cum. Important e să o facem. Important e să ne rugăm. Important e să rămânem lângă Dumnezeu. Gândiți-vă că noi suntem acum în situația de a urma lui Hristos cel răstignit pe nedrept. Da, e nedrept să vină virusul ăsta peste noi. Dar e drept
că noi l-am provocat. Adică dacă noi apucam să mâncăm lilieși pe... Știi, vorbeam odată cu cineva și zicea că individualismul ăsta te seacă. Dar ce treabă am eu, domnule, cu păcatele altuia pe nu știu unde? E, uite cum păcatele unora, de până nu știu unde, au ajuns tocmai la noi. Efectul. Că n-am mâncat noi lilieci. Nu! Au mâncat ei acolo. Chinezii. Da. Uite că în globalism, în colectivitate, păcatele unora mai cad și pe capul altora. Asta vrea să spună Scriptura cu păcatele părinților pe capul copiilor. Și nu e vorba numai de cele medicale. Cele mai cumplite păcate aici sunt proasta educație. Când un părinte își educă prost copilul, e dezastru. E maxim dezastru. Greu acel copil se va repune pe șine dacă nu găsește pe cineva, eu știu. Bun, nu mai lungim cuvântul că ne-am apropiat de finalul emisiunii. Ideea este clară, nu vă panicați. Pace tuturor. Pace vouă, zice Hristos. Stați calmi. Respirați, rugați-vă, citiți. E un moment foarte bun să intrăm în cămările noastre, cum spunea în altul Teofan, și să mai reflectăm și la noi. Bine, nu intrăm în cămări în sensul că blocăm totul, că unii au înțeles și așa. Nu, intrăm în cămări să ne regăsim și pe noi. Mai punem mâna pe carte, mai citim, mai... De ce tot timpul trebuie să umblăm pe afară? Radu Preda a scris frumos pe Facebook, domnule, îmi dau seama, acolo în Germania chiar e izolare, îmi dau seama câte lucruri inutile făceam pe afară. De foarte multe ori alegăm după inutilități de ale noastre. Alegăm de aiurea. Alegăm de aiurea. Pierdem timpul, foarte mult timp pierdem, în loc să ne regăsim pe noi în fața lui Dumnezeu. Uite, un moment al regăsirii, puțină cruce nu strică nimănui. Acum se vede cine e creștin, cine e așezat bine duhovnicește sau cine are trepinații, trepanări, trepidații, trepinații. Stai, un cuvânt nou. Sau chiar ură la adresa bisericii, că am văzut povestea cu săriți, popii, nenorociți, închideți popii. E așa, ăsta e stat de drept. Doamne ferește! Doamne ferește să întoarcă stalinismul. Uite, mă și închin. Doamne ferește! Da, bine, acum dacă o îngădui Dumnezeu, ce-ți faci? Pe cruce cu Hristos. Că toți suntem în postul mare și ne-am pregătit de săptămâna... Eu sper până de Paști, până în săptămâna denilor, să se mai reglementeze treaba asta. Mai avem 4 săptămâni, e timp să nu ne îngrijorăm, să stăm calmi. 2-3 săptămâni de izolare de asta poate... ne mai liniștește, poate mai scad statisticile alea în boli și scăpăm și noi de treaba asta. Că trebuie să scăpăm. E neapărat necesar. Să aveți o zi cu pace, cu bucurie, cu binecuvântare și căutați-L pe Dumnezeu că vă zâmbește. Toate cele bune, Doamne ajută!